Cine a fost cel mai puternic domnitor din țara românească? Prima dată când auzi întrebarea asta, poate te gândești la Vlad Țepeș și la incursiunile sale militare din Rumelia, când voievodul muntean a traversat Dunărea înghețată și a ucis și jefuit 23.884 de oameni, bulgari și turci, după cum scria chiar Vlad însuși. În primăvara și vara următoare, având loc un război pe teritoriul țării românești, Mehmed al II-lea, conducând campania de pedepsire împotriva lui Țepeș, și a fost învins de aprigul voievod în celebrul atac de noapte de la Târgoviște. Toate acestea, Vlad a domnit foarte puțin, sub 7 ani de domnie în total, și nu a avut prea multă influență sau putere. Al doilea personaj istoric care ne vine în minte când vorbim de cel mai puternic domnitor din țara românească este cu siguranță Mihai Viteazul. Bravul luptător s-a făcut remarcat prin războiul purtat cu înalta poartă, el învingându-i pe turci la Călugăreni și la Giurgiu. Cei drept, cu ajutorul principelului Transilvaniei, Ardealul fiind un principat autonom, sub suzeranitate otomană la acea vreme. După toate acestea, Mihai a rămas în memoria românilor pentru unirea țării românești a Transilvaniei, prin înfrângerea transilvanienilor la bătălia de la Schellenberg din 1599, iar apoi prin incursiunea din Moldova, în care majoritatea cetăților și-au deschis porțile și s-au predat lui Mihai. Totuși, această unire a durat doar câteva luni și nu a însemnat o unire propriu-zisă, toate aceste trei țări rămânând separate, fiind unite doar de același principe, Mihai. În ciuda acestor realizări, nici Mihai nu poate purta titlul de cel mai puternic voievod muntean, fiind dependent de ajutorul militar și economic habsburgic și transilvanian pentru aceste realizări. Pentru a afla răspunsul la întrebarea acestui clip, trebuie să ne întoarcem în urmă cu două secole, pe când își găsea sfârșitul în luptele cu bulgarii în anul 1386, voievodul Dan I, care a fost urmat la tron de fratele său mai mic, Mircea, poreclit câteva decenii mai târziu, cel bătrân. Unele surse susțin că Mircea l-a omorât de fapt pe fratele său pentru a-i lua tronul, fapt ce ar putea justifica rivalitatea dintre urmașii celor doi, dăneștii lui Dan și drăculeștii lui Vlad Dracul, fiul lui Mircea. Imediat după începerea domniei, Mircea a realizat că nu are prea multe activități de făcut în timpul liber, astfel se gândește să practice cele mai interesante activități de la acea vreme, activitățile militare, așa că începe să extindă granițele Valahiei, anexând înapoi de la unguri ducatele de Făgăraș și Iamlaș, pierdute de tatăl său, Radu, în luptele cu maghiarii. A putut face acest lucru numai pentru că Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, abia luase tronul și avea de nebușit foarte multe revolte a nobililor și a pretendenților la tron. Profitând de moartea despotului Dobrogei, Ivanco, care nu avea alți moștenitori și temându-se de inevitabila expansiune a tânărului Imperiu Otoman, Mircea cucerește repede mare parte din Dobrogea împreună cu puternica cetate Dârstor, Silistra de astăzi, pe Dunăre. Astfel, teritoriul Valahiei ajunge până la Marea Neagră. Ca să vă dați seama cât de tânăr era încă Imperiul Otoman, trebuie să menționez că Turcia a început să se extindă în Europa cu mai puțin de 50 de ani în urmă față de cucerirea Dobrogei de către Mircea. Cucerind impresionanta cetate Dârstor și construind o altă puternică cetate, de data aceasta pe celălalt mal al Dunării, pe care o va numi Giurgiu, voievodul muntean se pregătește să facă față turcilor otomani, care cucereau totul în calea lor, distrugând imperiile bizantine, bulgare și sârbe în doar câteva decenii. În 1395, sultanul otoman Bayezid, zis și Fulgerul, pentru viteza cu care își muta trupele din Europa în Anatolia și viceversa, intra cu o numeroasă oaste în Valahia, renunțând să-l pedepsească pe Mircea pentru luarea Dobrogei și pentru a cuceri țara sau măcar să o atragă în sfera de influență otomană. După cum ați văzut deja, Mircea s-a pregătit din punct de vedere militar prin importantele cetăți de care am vorbit mai devreme, deși puternice cetățile nu au reușit să îi respingă pe atacatori, dar au reușit să le întâmpine înaintarea în teritoriul muntean. Mircea însă s-a pregătit și diplomatic, pentru că la 7 martie 1395, el s-a deplasat la Brașov, unde a devenit vasalul lui Sigismund, conducătorul puternicului regat ungar, care însă nu a reușit să trimită trupe de ajutor la timp. Astfel, în luna mai a anului 1395, Mircea se afla singur pe câmpul de luptă împotriva otomanilor, aceștia din urmă având sprijinul oștilor unor conducători sârbi, vasale turcilor. Valahii aleg locul unde se va da lupta, un loc mlăștinos, unde au săpat tranșee pentru a nu permite cavalerii otomane să-i hărțuiască. În acel loc mlăștinos, superioritatea numerică a turcilor nu a contat, suferind mari pierderi datorită ploilor de săgeți trase de către apărătorii munteni. Această bătălie marchează prima mare înfrângere suferită de otomani până acum. Toate acestea și Valahii au suferit pierderi grele, astfel că Mircea s-a retras de pe câmpul de luptă împreună cu oastea sa
și se retrage pe pământurile sale din Transilvania, în timp ce Bayezid va pune pe tronul țării românești pe Vlad I, zis și uzurpatorul, fiul lui Dan I, deci era un nepot de-al lui Mircea. Sigismund, regele Ungariei, văzând cât de reală este amenințarea otomanilor, decide să organizeze o cruciadă împotriva lor, la care s-au alăturat cavaleri din toată Europa apuseană. Chiar și Mircea a participat. Marea cruciadă se va termina imediat ce va începe, cruciații încercând să asedieze cetatea Nicopole, pe partea bulgărească a Dunării. Nereușind să o cucerească la timp, Bayezid fulgerul își aduce oștirile și zdrobește pe creștini, nimicind mare parte din oastea cruciată. Însă Mircea al Valahiei și Sigismund al Ungariei scapă cu viața și se întorc în teritoriul maghiar. După câteva luni după dezastrul militar de la Nicopole, Mircea întreprinde o campanie militară în Valahia, alături de voievodul Transilvaniei. În timpul acestei campanii, voievodul muntean, Vlad Uzurpatorul, se predă trupelor transilvanene, după ce este asediat pentru puțin timp. Vlad, împreună cu toată familia sa, au fost luați prizonieri și duși în Ungaria, unde probabil au și murit în captivitate. Astfel, își reia tronul domnitorul Mircea. Bayezid nu va avea timp să organizeze o altă expediție militară în țara românească, fiind ocupat cu luptele cu micile principate anatoliene și, mai important, în 1402, el este capturat în urma unei înfrângeri militare împotriva unui alt conducător turc din Asia Centrală. În urma zdrobitoarei înfrângeri de la Ankara din 1402, Imperiul Otoman intră într-o perioadă de criză, întrucât Bayezid moare în captivitate, iar fiii săi se declară fiecare sultan, cei mai importanți dintre acești pretendenți fiind Musa și Mehmed. Mircea își dă destul de repede seama că toată această criză otomană poate fi folosită în favoarea sa și decide să se implice în acest conflict, chemându-l la curtea sa pe Musa și dându-i pe una dintre fiicele sale de soție. În urma acestei alianțe militare, voievodul muntean îl va sprijini pe tânărul sultan cu bani și oaste. Această strategie riscantă se pare că va da roade, Musa aparent câștigând conflictul și proclamându-se sultan în capitala otomană, la Adrianopol. Deși el stăpânea mai degrabă partea europeană a Imperiului, în timp ce un alt frate al său, Mehmed, stăpânește dincolo de Bosfor, în Anatolia. Putem spune că acum era epoca de aur a lui Mircea, având ca aliați pe doi dintre cei mai puternici monarhi, regele Ungariei și sultanul otoman. Cu Dobrogea recucerită, el se va extinde până în sudul Moldovei, cucerind importantul port dunărean, Chilia. Tot în acest timp, țara românească atinge apogeul din mai multe puncte de vedere. Stăpânirea teritorială, pentru că niciodată nu va mai avea această extindere. Influența politică, Mircea fiind un kingmaker sau mai degrabă un sultanmaker, fără el Musa nu ar fi putut deveni sultan, pentru că fără ajutorul militar valac, nu l-aș fi învins pe fratele său Suleiman. Putere militară, adică țara românească avea oaste puternică și foarte bine echipată și avea parte de niște cetăți foarte puternice și importante din punct de vedere strategic, printre care Giurgiu și Dârstor. Acum că țara era stabilă și chiar înflorea, Mircea își pregătea fiul cel mai mare de domnie, pe Mihai I. El l-a numit moștenitor și l-a asociat la domnie pentru a putea învăța să cărmuiască o țară, astfel că după moartea lui, țara ar fi continuat să prospere și nu ar fi fost prinsă într-un război civil, cum se va întâmpla de altfel pentru următoarele două secole, de fiecare dată când va muri un domnitor. Toate bune și frumoase, ce rău se mai putea întâmpla? În 1413, sultanul otoman din Asia, Mehmed, trece Bosforul și-l ucide în bătălie pe Musa. Sultanul nu a mai apucat să-l pedepsească pe Mircea, întrucât marele voievod a murit, cel mai probabil din cauze naturale, în anul 1418. Țara a prosperat în continuare, pentru că a urmat la tron moștenitorul său, Mihai, acest lucru fiind foarte rar în istoria țărilor române. Iar când spun că țara a prosperat în continuare, vreau să spun că a mai prosperat încă un an și jumătate, întrucât în vara lui 1420, otomanii trec Dunărea și-l ucid în bătălie pe acest Mihai, care va fi înlocuit de către otomani cu Dan al II-lea, un alt fiu al lui Dan I. Și așa s-a sfârșit domnia celui mai puternic voievod muntean.